Deci sunt mai multe aspecte care trebuie abordate. Unele dintre ele au fost deja abordate până la un anumit nivel și trebuie doar perfecționate. Altele trebuie să ne uităm la ele mult mai atent. Nu este un lucru care să spunem că se rezolvă în două zile și asta a fost chiar discuția. Deci sunt măsuri pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Riscul unui cutremur sau riscul unei calamități în urma unui seism, cum zicem, este un risc permanent. Nu este un risc care, să spunem, că este astăzi sau mâine și atât. Este un risc care poate să fie oricând. Și atunci pregătirea este, are caracter continuu. Da. Și acest lucru înseamnă, cum zicea domnul general înainte, am auzit ce a zis, pregătirea și educarea mai ales. Deci nu numai că să fac două exerciții, să educ populația, copiii, tânării, toți. Domnul Arafat, în momentul ăsta, cam unde vi se pare dumneavoastră că ne găsim, din acest punct de vedere, cu educarea pentru eventualitatea unei calamități, ce să faci, cum să te comporți și așa mai departe? Unde ne găsim? Deci, la partea de educație, dacă vedem raportul care ne-a dat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sunt acțiuni care se fac. Au fost acțiuni care s-au făcut cu sprijinul unor ambasade din afară. De exemplu, o acțiune importantă la școlile din București s-a făcut pe parcursul anului trecut și, dacă nu greșesc, începutul anului ăsta, sprijinită de ambasada Suediei și care avea exact asta că scop, educarea copiilor pentru a reacționa în caz de calamitate și a fost făcută în cooperare cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Inspectoratul Municipiului București. Dar ce dorim noi este că aceste acțiuni să fiu acțiuni continue, care să aibă caracter de neîntrerupere și să fie foarte bine gândite pentru vârsta copilului, să știe și profesorul ce este de făcut, să știe și părintele ce este de făcut, pentru că cutremurul poate să lovească într-o zi în care nu este școala, poate să lovească noaptea când toată lumea este acasă, poate să lovească când lumea este la lucru și copiii sunt la școală. Așa că pregătirea sau educarea înseamnă modul în care să se reacționeze, indiferent unde se află persoana respectivă. Asta este un aspect. Al doilea aspect, din punct de vedere al cutremurului, este pregătirea instituțiilor. Și iarăși aici s-a vorbit de acest aspect anterior și pot să vă dau exemplu care noi l-am menționat, recomandări simple, nu recomandări costisitoare, dar recomandări simple pentru unitățile sanitare, pentru spitalele, cum să-și mențină echipamentele, cum să le țină, unde să le țină, să nu le țină nefixate pe aici și pe acolo, pentru că putem să consolidăm o clădire, dar în același timp s-ar putea că clădirea consolidată să devină total ineficientă, pentru că în timpul cutremurului aparatura care nu este protejată să cadă, să se spargă, să devină nefuncțională și așa mai departe. Da, și de-